Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip horror pe acest canal. Astăzi o să jucăm Awoken Remastered. E un joc de pe Game Jolt, e gratis. Și haideți să începem. Suntem aici cu Valentin, deoarece nu dorim să jucăm jocuri horror singuri, pentru că e plictisitor. Plus că nu vreau să mă sperii singur. Vreau să-l sperii și pe el. Valentin, salută publicul. Salutare băieți, pe mine mă cheamă Valentin. Extraordinar. Aceste cuvinte îmi aduc aminte de Leonardo DiCaprio și el a zis exact la fel. Bun. Bă, Rareș, da. Nu le spunem că m-ai plătit, da? Exact, nu le spunem că te-am plătit ca să vii aici. Și ca să-mi faci vizionare în plus, plus că eu sunt un influencer de calitate și influențez o țară întreagă. Corect? Păi, Bun. corect? Grafica este bunicică, deci grafica este chiar foarte bună, cred că e făcut în Unreal Engine, cu siguranță. Da, deci omul ăla spunea ceva că a fost în spital. Nu putem să deschidem ușa sau se poate măcar? Dar sunt controlele. Apăsăm pe E. Uite o lampă. Interesant, umbrele, detaliile la joc. Destul de foarte bune. Uite un telefon. Ce m-am speriat. Am apăsat din greșeală pe E. Ce m-am panicat. Ok. Nu știm care este ideea acestui joc. O să vedem. Vai, dacă ni se vedea și reflexia prin asta, era pe extraordinar. Bun, omul ăsta am... am spune. Da, spune. Vali, ai ceva de spus? Da, păi tu, e joc gratis, nu? Nu vrei. Nu poate să aibă și grafică și gameplay bun pentru un joc gratis, să fim serioși. Ideea e că aveai două variante. Fie puteai să-l descarci pe gratis, fie puteai să-i dai developerului o sumă de bani, cât de mică posibil. Și i-am dat... cât i-am... Nu i-am dat nimic. Mult. Da, nu i-am dat nimic. Îmi pare foarte rău de chestia asta. Pro. Check. Here goes my stupidest idea. Aoleu, ce se întâmplă? Aoleu, uite un înger. Ce se întâmplă? Aoleu, story, nașpa. Awoken, 50 years. Jesus. Bun, deci o să avem nevoie de baterie. Neapărat. Rău îmi pare, Vali, am încercat și noi să filmăm Slenderman, dar am lămurit. Lasă, nu trebuia să zici, bă, dar nimic nu știi. Nu trebuia să zici aici. Oh, ai de capul meu, ai de capul meu, stai. Îmi pun cum trebuie căștile. Să nu țipi. Deci gata, nu țip. Uite, un automat. Vai, ce e acolo? Bun, avem un coridor lung de verifica valii. Oare... Puteam. Am credere în tine, da? Și eu am încredere în mine, Vali. E bine. Gata, băgăm viteză, tot în față, tot în față, tot în față. Am luat baterii pentru camera. Mi-am plătit de Outlast chestia asta și mi-e dor de jocul ăsta. Oricât de mult am făcut pe mine, totuși îmi lipsește. E okay. Normal că nu-i lipsește nimic. Sunt cele mai bune jocuri horror, ce-i drept. Deci, ar trebui să fac. A, da, ok, am făcut cea mai bună chestie, cea mai înțeleaptă chestie posibilă. Am activat liftul. Nu s-a întâmplat nimic. Bun, acesta pare un coridor al unui spital. Deci că e spital din România, sincer să fiu, la cât de mult jeghi pe ăsta și cât de multă iarbă. Bun. Bun, nu înțeleg ce am făcut acum. Nici dar nu trebuie. Nici nu trebuie, exact, corect. Am mai luat baterii pentru cameră. Trebuie să ne plimbăm, practic suntem într-un spital abandonat. Și cam asta este ideea jocului. Probabil trebuie să supraviețuim aici, să nu vină vreo femeie nebună. Am mai luat baterii pentru cameră. Sper să nu. Doamne ăștia. Două. Maică ta, mamă ce m-am speriat. Uf, stai,
Ai de capul meu, cine e ăsta? Stai. Da. E bine că nu ai țipat tare. Asta e mața prăjită. Vai. Ce e asta, mă? Bă. Da, am înțeles care e ideea. Ce tu? Cred că am scăpat. Ai! Nu vreau chestia asta. Bă, dar oare nu pot spune o pauză, ceva? Acum a făcut de un psihopat, practic. Am Și eu, și înțeles. eu. O, eu nici nu vreau să mă uit în spate. Ce frică. Deci mult prea frică. Bă, nu-i pe aici vreo poartă, ceva să-mi deschidă? Aleargă tâmpitul ăsta după mine. Ah, bă, da, uite pe aici. Mamă, dar te-ai jucat Outlast 2? L-am terminat. Și Outlast 1 și 2 și... Bă, nici ne-a terminat bateria la cameră. Oare ne faci ceva pe Auzi? aici? Stai. Bun, hai că... Am intrat într-un canal, ok. Mi-e frică să apăs ESC, că mi-e frică să mă scoate din joc sau ceva. E clar. Și m-a alergat e mult... psihopatul ăla, nu mai pot. Adam, mi-e place că tu dai multă încredere în jocurile astea gratis. Și că Bun. nu apăsesc, că mi-e frică să că mă scoate. Dar... On the fire. The power. Fireball. Bun. Ce avem acum de făcut? Ce vrei? Ar putea să urcăm pe aici? Nu putem. Gata, frate, mă bag direct în față. Am dat turn on la asta. Cineva acolo? Nu. Dacă îmi sare iar asta. Deci am înțeles, deci suntem într-un spital de nebuni. Doar unul? Doar unul. E vreo chestie pe aici? Bă, deci mi-a sărit unul în față. M-am uitat și m-am speriat. Doamne ferește. Sper că nu te-am deranjat cumva cu sunetele mele de barză la împerechere, nu? Ok. Ok, să zicem că n-am văzut nimica. Ok. Dacă îmi sare iar Gigel Fronia la pe față. Vai de capul meu, gata. Haide. Viteză, viteză, viteză! Vali! Am încurcat-o. Am încurcat-o rău. Ștefan? Ui, ui. Te cheamă Ștefan afară? Ai, mai amata! Spune-le la băieți ce te joci în timpul liber. În timpul liber? Mă joc, în momentul în care n-am internet, mă joc cu dinozaurul ăla care sare peste obstacole. Toată lumea face asta. Da, mă joc Tetris, mă joc jocuri vechi în general. Și CSGO mă mai joc, dar nu știu, eu acum gen mă joc CSGO mai mult pentru voi, pentru stream, pentru așa, ca să pot să interacționez cu voi, nu cred. Lol, deci cred că am scăpat, dacă mi-apare iar retardat, ok. Adică asta e calea lui spre scăpare, ok. Un joc de 12 minute care m-a terminat, aparent. Și fizic și psihic? Și tot. Nu că aveam eu psihicul extrem de sănătos, dar bă, dar acum pe unde trebuie să o luăm? Edita mai... Bă, dacă mi-apare ăla în mașină, nu te cred. Ce am zis că mi-apare în mașină? Cum ar fi? Gata. M-a călcat mașina? Nu spune că ăsta a fost jocul. Stai. Man killed in freak crash. 21 martie 2017. Ar fi fost. Cred că cam acesta a fost jocul Awoken. Awoken. Ben Patterson, frate. Omul a creat un joc extraordinar. Jumpscare-ul este foarte asemănător cu cel din PT, doar că
În PT nu era opțiunea să fugi de femeia aia gravidă? Ce pot să mai spun despre jocul ăsta? Grafica este excelentă. Ideea în sine este foarte bună. Nu mă așteptam să-mi iau jumpscare de așa de multe ori sau să fie atât de înfricoșător. Nu mă așteptam să apară un psihopat care să mă lovească cu mașina în final. Deci finalul e cu totul neașteptat. Și da, băieți, vă mai reamintesc o dată că aveți link în descriere de acest joc dacă doriți să-l jucați, este gratis. Iar dacă doriți să susțineți developerul, puteți să-i donați oricât doriți voi. Eu am fost Butuc și Valentin. Valentin, spune-le adios la băieți, să facem outro-ul. Salutare băieți, ne vedem data viitoare. Pa!